Florin Anton este antrenor cu portarii la Centrul de Copii și Juniori de la FC Ceahlăul și a fost solicitat de oficialii de la Cetatea să apere pentru formația din Târgu Neamț pe acest final de sezon. El a avut o evoluție remarcabilă în meciul de vineri, apreciată la final de cei prezenți la stadion. Mulțumim portarului Anton, care ne-a înțeles și a venit să ne ajute la greu. Asta înseamnă să fii un profesionist și să nu-ți uiți niciodată meseria și să fii un timp modest. Un exemplu sperăm să fie și pentru jucătorii noștri tineri, acest Anton, care ne va ajuta și în ultimele două etape. Da, cum considerați totuși, iată, la 44 de ani să aperi la Liga a treia? Atâta timp cât te pregătești zi de zi, atâta timp cât duci o viață sportivă, și fizicul lui nu-l arată de 44 de ani și a făcut față cu brio la acest meci și sperăm și la următoarele două meciuri care să le avem să ne ajute cum ne-a ajutat și vine. Echipa din orașul de sub Cetate are un retur foarte bun de campionat și în special de când echipa a fost preluată de tânărul antrenor Daniel Zavate. Fotbaliștii târdemțeni au pierdut doar două meciuri în era Zavate, iar în acest moment Cetatea se află pe locul 4 în ierarhia seriei 1 cu 36 de puncte, după 10 victorii, 6 rezultate de egalitate și 4 înfrângeri. Dar Zavate a fost a 11 meci sau 12 meci, nu am făcut un calcul, în care, exceptând meciul cu Ceahlăul 2, pe care nu vreau să-l uit, deci Dan Zavate o singură înfrântere la Pojoreta cu 2-1, unde și acolo rezultatul a fost nedrept față de cum s-a jucat. Cetatea Târgu Neamț are de jucat două meciuri până la finalul campionatului, ambele în deplasare cu AFK Miercurea Ciuc și Sepsi Sfântul Gheorghe.